Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. De ceva timp încoace, din nou poluare masivă în jurul Bucureștiului. Dacă nu plouă, senzorii de mediu stau în roșu, nopțile aerul este irespirabil, un miros greu, necăcios. Garda de mediu desfășoară acțiuni de control în câteva zone din jurul orașului unde sunt arse deșeuri. Am văzut că s-au mai confiscat diverse materiale, sunt știri triumfaliste, a fost capturat un schelet de autocar. Am văzut captura zilei. Este un schelet de autocar. Se mai dau amenzi pe care evident nimeni nu le plătește niciodată. Există și o reacție. Înțeleg că unii dintre cei care ar deșeuri deranjați de faptul că mai vine poliția pe acolo dau foc la cauciucuri pe câmp ca protest. Poate dacă suntem... le-a luat autocarul. Da. Parcă suntem aici, parcă e intifada de Sintești sau cum. Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, spune însă că unele dintre instituțiile care ar trebui să intervină în astfel de situații manifestă o pasivitate revoltătoare, ceea ce ni se pare și nouă, dar, mă rog, noi suntem din afara sistemului. De pildă, recent, domnul Berceanu a semnalat autorităților un fum gros și negru, semn distinctiv al arderilor de deșeuri, chiar pe linia pistelor de la aeroportul Otopeni. Răspunsul primit, citez, e fum de la un grătar, scrie domnul Berceanu pe Facebook, adică așa i s-a răspuns. Însă consideră că acesta este un răspuns la mișto. Octavian Berceanu e la telefon, bună dimineața! Domnule Berceanu, bună dacă ne auziți, bună dimineața! E dânsul fiind pe linia 3. Este. Bună dimineața, ne auziți? Bună dimineața, da. Așa. Bună dimineața, domnule Berceanu. Acum, spuneți-ne serios, v-au zis că e fum de la grătar sau ați interpretat dumneavoastră? Păi răspunsul este oficial pe pagina de Facebook a Gărzii de Mediu. Acolo este răspunsul dat. Dar cum dau astfel de răspunsuri, fum de la un grătar? Nu știu, singurul apel probabil care a fost dat la 112 din zona Ștefănești, anterior răspunsului a fost apelul făcut de mine, eram pe teren, fumul era destul de mare pentru că s-a întins pe vreo 3-4 km, se vedeau munții și pe urmă cam dispăr munții din cauza fumului, era după piste în zona Tunari, însă... foarte puternică degajarea de fum. Or să vii după ce am pus live filmarea cu fum care ieșea de acolo să spui că este un fum de grătar și chiar dacă ai fi descoperit vreun grătar acolo, că era probabil să descoperi undeva în marginea Bucureștiului un grătar, nu poți să vii cu un asemenea răspuns decât dacă desconsider cumva cei care te solicită și care te ajută de fapt prin 1-2 să spună ce se întâmplă în jurul Bucureștiului în locul comisarilor. De ce nu pot fi curmate totuși definitiv aceste arderi de deșeuri care se tot petrec de ani de zile în jurul capitalei? Pentru că pe firul acestor deșeuri, undeva spre final, găsim politicieni care, sub o formă sau alta, protejează activitățile ilegale cu impact mare de mediu. Dumneavoastră ați fost șef la Garda de Mediu, ați constatat astfel de interes? Adică descrieți-ne categoric ce se întâmplă. Da, l-am constatat și primarii spun că sunt nu știu câte sute de voturi acolo, când te duci în teren și oamenii spun da, ne lasă pentru că sunt au și ei partea lor, când te duci în comunități iarăși și spun uite, dăm și noi mai departe, ne-am cablat la curentul electric, suntem vreo câteva sute sau câteva mii care nu plătim, deci votăm în continuare pe oamenii ăștia că ne lasă, pentru că ne lasă. Ai fumurile astea ies din spatele unei secții de poliție aflată la 400 de, sau 300 de metri în Sintești. Sunt lucruri care persistă de aproape 10 ani de zile. Și cel mai umilitor pentru mine ca cetățean de rând este să văd la televizor niște politicieni care sunt implicați în astfel de afaceri lipsite de scrupule, pentru că ne pun sănătatea în pericol, și tot ei să povestească cum vor lua măsuri și vor reduce arderile ilegale. E crunt ce se întâmplă în România și, pe de altă parte, lângă afacerile astea cu arderi legale de deșeuri sau depozitări ilegale de deșeuri, avem alte afaceri foarte bănoase
care alimentează și o evaziune fiscală și un trafic de influență și trafic de droguri și dezmembrări auto ilegale. Sunt mult mai multe afaceri. Ce vedem noi este doar vârful icebergului. Când spuneți afaceri bănoase, dați-ne un ordin de mărime, să înțelegem la ce vă referiți. Păi uite, doar, nu știu, ținem cont că în România se importă zilnic 1000 de mașini, se importă, intră peste granițe, 1000 de mașini second hand, sute din ele sunt desfăcute, dezmembrate în fiecare zi, ilegal, și atunci avem o întreagă piață neagră a face cu piese auto SH. Stați puțin, îți trebuie autorizație de la stat ca să dezmembrezi o mașină pe care ai cumpărat-o? Nu poți dezmembra în curte să lași uleiul să curgă pe pământ. Doar că fac dezmembrările astea ilegale chiar în fața caselor și am văzut poliția cum trece pe lângă nepăsătoare. Deci nu că scot o portieră, ci desfac motorul și poluează în felul ăsta. La asta vă referiți? Da, și nu te-ai apucat tu să schimbi ceva la, sau eu, s-a apucat, nu știu, n-ai eu să schimbe ceva la mașină. Nu, asta fac ei. În fiecare zi dezmembrează mașini și vând piesele pe diferite site-uri. Afacerea duce la câteva zeci, sute de milioane, în funcție, sute de milioane chiar, doar pe zona asta cu dezmembrările auto. Tot ce rezultă din interiorul unei mașini și nu poate fi valorificat, volan, cotiere, scaune, ce ține de interior, este ars pe câmp sau aruncat pur și simplu pe câmp. Uh-huh. Lucrul ăsta ar trebui să fie infracțiuni categoric. Arderile care, depozitările de astfel de lucruri trebuie să fie infracțiuni. Arderea unui kilogram de interior din acea de mașină de plastic echivalează cu aproape 4 tone de lemn ca și toxicitate. Uh-huh. De aia se împute aerul atât de repede în București și nu mai putem respira, nu doar din cauza PM2,5 a particulelor, ci din cauza toxicității extraordinare. Dioxina care se elimină, care este interzisă și în războaie, care a fost folosită la un moment dat chiar și în războaie și care produce modificări genetice în organism, care pur și simplu distruge organismul unui copil. Lucrurile astea sunt ținute așa supreși. Vin foarte mulți bani de aici și partidele politice își alimentează conturile din aceste afaceri ilegale. Bun, în România se spune uneori că există legi, dar ele nu sunt aplicate. Care este situația aici? E nevoie de modificări legislative sau avem legislația necesară, numai că nu e aplicată corect? Mai avem nevoie de modificări legislative. Cazul nostru e într-un fel unic în Europa. De exemplu, aceste arderi ilegale cu degajări masive de fum sunt considerate contravenții. Ori tu poți afecta sănătatea mii de oameni și plătești o amendă de contravenție, ceea ce e dincolo de orice standard european. Asta este infracțiune și trebuie tratată ca infracțiune, ceea ce rezultă în urma arderilor ilegale și este comercializat și produce venituri ulterior. Trebuie tratat ca lucru provenind dintr-un act infracțional, ca o marfă provenită dintr-un act infracțional. Asta ar fi trebuit eu să văd, sau oricare dintre noi să vedem în schimbările legislative, dar tot insist pe chestia asta și văd că nimic nu se întâmplă. E corupție foarte mare, asta spuneți. Da, și nu spun eu, o spune Interpolul, clar, în rapoartele strategice pe care le dau. În august anul trecut, 2020, a lansat un astfel de raport și spune că mafia deșeurilor la noi este o mafia gurilor albe, în care sunt funcționari publici implicați și politicieni. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și pentru intervenția în deșteptare. A fost Octavian Berceanu, activist de mediu și fost șef al Gărzii de Mediu. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.